fie ceva interesant pentru voi. Este o colaborare împreună cu Denisa Elena Drumea. O să vă las link-ul către canalul ei în descriere. Dacă nu o cunoașteți deja, neapărat să-i faceți o vizită. Este foarte talentată. Chiar merită toată susținerea voastră. Ne-am hotărât să facem o colaborare care pentru început o să includă videouri cu tipsuri care o să vă ușureze, sperăm că o să vă ușureze vouă munca, că e pentru machiajul personal sau pe oricine vreți să machiați voi. Astăzi o să vă vorbesc un pic despre ten, despre față, despre cum îl pregătesc, ce folosesc, ce pensule folosesc. Da, sper să vă ușureze vouă munca în general, sper să vă fie de folos aceste mici trucuri pe care eu le folosesc atât pentru mine cât și pentru cliente. Și hai să începem. Eu încep întotdeauna, nu există abatere de la regulă, îmi demachez tenul, fie că e curat, că e dimineața sau că e seara, îl demachez, folosesc, dimineața folosesc crema de la Bioten, cu miere și cimbrișor, v-am arătat-o deja, iar apoi tonific, cu loțiunea tonică tot de la Bioten, aceeași gamă, miere și cimbrișor. Mă înțeleg perfect, seara știți că schimb demachiantul, apelez la apa micelară de la Bioderm. După toate acestea, mi-aplic crema. Este o cremă de la Bioterm, pe bază de apă, hidratant pentru 48 de ore. Este specială pentru piele normală și mixtă. Este aceasta. Eu am varianta mini momentan. Sunt încă în fază de testări de 3 săptămâni deja. Cred că și mai bine. Îmi place. Da, merită. Chiar merită. Apoi, ca și primer, folosesc cele două baze de la MAC, Oil Control și cea iluminantă pe zonele pentru iluminat. Știți, aplic primerul cu o pensulă plată, limbă de pisică, pensula clasică pentru fond de ten. Iar apoi, încep prin a masca imperfecțiunile. Fie că încep cu corectorul verde, fie că încep direct cu corectorul full coverage de la Kiko sau Catrice Camouflage, întotdeauna îl aplic cu o pensulă de genul pufoasă. Cred că știți despre ce gen de pensulă vorbesc. Tapotez bine pentru a lua surplusul de produs, știți foarte bine, apelez la unul din bureței, că e Beauty Blender-ul sau că e cel de la Real Techniques. Nu știu dacă ați observat. Se decolorează. L-am spălat cu un săpun special pentru ten, care este bio. Cel săpun care v-am zis că atunci când te speli pe față scârție pielea de cât de curată e și l-a decolorat. Vârful e mult mai albicios. Cred că dacă mai spăl de 2-3 ori cu el, o să devină alb. Da, ciudat. În fine, cum spuneam, tapotez cu Beauty Blender-ul pentru exces. Apoi, pentru fondul de ten, nu avem pensule, nu avem un singur model de pensule, sunt milioane. Eu am 4 preferate. Clasica, o altă limbă de pisică plată, o formă mai specială decât cea clasică, este cea de la Zoeva. Este foarte, foarte mișto pensula, dacă aveți ocazie să o cumpărați cu toată încrederea. Apoi folosesc clasicele Kabuki, cea plată și cea rotundă, sunt cele de la Sigma. Tips, cum l-am mai dat multor persoane, dacă vreți un machiaj impecabil cu acoperire mare, începeți prin aplicarea fondului de ten cu pensula prin tapotare, iar apoi reveniți cu Beauty Blender.
blenderul pentru a lua excesul. Așa suntem sigure că acoperirea va fi maximă. Dacă simțiți că mai este nevoie și chiar vreți să aveți o acoperire 100%, lăsați să se așeze fondul de ten bine după ce ați trecut foarte bine cu brățelul peste. Cu cât apotați mai mult, cu atât efectul este mai natural. Nu vă speriați, nu va lua din produs odată ce a fost prima tapotat cu... Să ia strict surplusul, atât timp cât nu apăsați și nu frecați și nu... Cum spuneam, dacă într-adevăr vreți o acoperire mai mare decât atât, reveniți cu un al doilea strat. Repetând exact aceeași pași. Pentru concealer, pentru a ascunde cearcănele, pentru a da luminozitate, fie că folosesc anticearcă în cremă, fie că folosesc lichid, tot așa, am trei moduri de aplicare. Cel mai comod pentru mine este Beauty Blenderul, voi știți, l-am mereu în videoclipuri, dar nu oferă acoperirea și finish-ul pe care îl oferă mai întâi o pensulă și după aceea Beauty Blender. Dacă într-adevăr vreți să acoperiți cearcăne, orice din acea zonă, prima treceți cu o pensulă, fie că este așa gen kabuki rotundă, foasă, fie că este o limbă de pisică plată. Începeți prin a-l aplica. Și un alt tip, nu aplicați anticearcănul doar aici, pe zona anticearcănului, pe zona cearcănilor, mă scuzați. Aplicați-l în formă de V și umpleți ușor acel V. Când îl blenduiți, încercați să-l blenduiți până la tâmple inclusiv pentru a forma acea iluzie de lumină și de... Ele odihnită, da. Bun. Pentru a fixa acest întreg proces, până ajungem la fixare, pentru că multă lume folosește tehnica de contouring. Momentan am nevoie de un farfec. Pentru că majoritatea folosim acea tehnică de contouring, iluminăm zonele cu probleme, mai exact zona unde se fac ridurile de expresie, zona de sub pomezi, frunte, bărbie, unde simțiți nevoia să iluminați nas, săgeata lui Cupidon, unde vreți, buza inferioară, oriunde vreți, iluminați, la fel, pensulă, burețel, cu ce doriți voi, cu ce vă simțiți bine, cu ce v-ați obișnuit. Apoi, pentru că am observat că multă lume nu știe și nu știe cum să aibă rezultate maxime de la un spray fixator, sfat, încercați să-l folosiți înainte de pudră, terminați tot ceea ce ține de lichid de cremă, fixați cum v-am spus, pulverizați pe tot tenul, lăsați să se usuce bine și apoi reveniți cu pudră. Așa își va face treaba foarte bine, o să ținem foarte mult pe loc machiajul. Încercați măcar o dată și lăsați-mi jos în comentarii ce părere aveți despre această treabă de a folosi sprayul de fixare înainte de pudră. Chiar sunt foarte curioasă dacă și la voi dă același rezultat ca la mine. Apoi, ajungem la fixare. Pentru zona, dacă suntem în zona cearcănilor, eu folosesc două tipuri. Ori folosesc pentru mine, cel mai ușor, sunt obișnuită, mi este cel mai simplu, fixez cu burețelul triunghi, burețel clasic de machiaj. Dar pentru cliente prefer să folosesc pensula. Este o pensulă plată pufoasă.
Mi este mult mai comod să ajung în colțul intern al ochiului, cât exact pe marginea genelor inferioare. Plus, reușesc să fixez foarte bine zona nasului și la fel insist un pic pe zona ridurilor de expresie. Pentru a fixa restul feței, folosesc o pensulă plată de pudră. Vedeți? Este plată pensula, pufoasă. Eu mă înțeleg foarte bine. O aplic, încep prin a lua produs, încarc bine pensula, o scutur de două ori și aplic, încep să aplic pudra prin mișcări mici de tapotare. După ce am lăsat tot produsul pe ten, încep să măresc mișcările circulare. Așa sunt sigură că nu o să iau jumătate din fondul meu de ten și o să-l împrăiște așa pe toată fața. Bun. Apoi, pentru contur, tips. Dați căldură tenului cu o pensulă în unghi, cu un bronzer normal cald, știți foarte bine, îl folosesc pe acesta de la Too Faced. Dați căldură exact zona pomeților unde vreți voi să conturați. Iar apoi, cu o pensulă, eu mai folosesc pe aceasta sau dacă nu pe cealaltă, tot de la Zoeva, albă, tot pentru contur. Aplic culoare rece exact sub os, sub pomete. Aplic într-o cantitate foarte mică și blendui foarte frumos. Așa o să vă arăt. Umbra va fi foarte naturală. Schimbă foarte mult ordinea în care aplicați produsele. Nu mă credeți, faceți o probă și o să vedeți. Aplic exact pe sub osul de la pomete. Blenduiți pentru că nu vrem linii dure și fără fire de păr. Așa o să arate. Umbra este foarte naturală, este foarte... Acum nu o să stau să refac tot conturul, dar principiul cred că esența ați înțeles-o. Va contura fața într-un mod mult mai natural. Alt tips pentru cui îi place acel conturing drastic care să se vadă. Ziua puteți apela la așa ceva, iar seara, dacă vreți să ieșiți prin oraș și vreți un contouring foarte, foarte agresiv, foarte tăios, cu un burețel de plumbilar, luați o pudră translucidă sau mai deschisă decât culoarea voastră de piele, decât nuanța voastră pielii. Și efectiv tapotați sub linia pe care ați creat-o inițial. Efectul o să fie mult mai dramatic. O să vă arăt și despre ce vorbesc. Așa măcar nu spuneți că vorbesc prostii. Va fi un contouring cu linii dure. Exact pentru persoanele care poartă acest tip de contouring. Inițial am purtat și eu, tind să cred, dat fiind oscilația în greutate, m-am tras foarte mult la față și mi-accentuez prea mult oasele feței dacă conturez excesiv. Așa că am renunțat la acest pas. Rămân la conturingul meu natural, foarte blenduit și foarte... Apoi, contouring, de ce am vorbit despre bronzer, contouring, vorbim despre iluminator, două pensule cu care îl aplic. Pensula tot de la 105 de la Zoeva. Cred că toate firmele au această pensulă pentru highlight.
cred că toate. Sau pe ceai vantai. Ceai vantai o folosesc pentru a obține un efect foarte, foarte finuț. Și o folosesc atunci când am nevoie, când vreau foarte mult să insist aici pe punctul cel mai înalt. Iar pe aceasta o folosesc când chiar vreau să iluminez cum trebuie. Pulverizez o dată sau de două ori spray-ul de la MAC. Iau un pic de iluminator de la NYX sau de la KIKO, indiferent ce îmi pică în mâini, contează, și încep să-l aplic tot așa din punctul cel mai înalt și apoi încep să-l blendui. Efectul este foarte puternic, foarte vizibil. Trebuie să aveți mâna ușoară la produs pentru că altfel o să vă demachiați. Pentru că nu o să se mai... O să pătați foarte tare tenul dacă încercați să-l ștergeți. Ceva de genul. S-a luat banda. Am crezut că o să fie un tutorial, un video mai scurt. Se pare că nu va fi. Ok. Asta pentru iluminat mai natural, mai finuț. Aceasta pentru un iluminat cu adevărat wow. Pentru blush, eu am două pensule preferate. Este celebra pensulă de la KIKO pe care... Sunt sigură, dacă mă urmăriți des, ați văzut-o mereu, 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 mereu la mine în tutoriale. A fost într-o colecție limitată, Tribal, Modern Tribals, ceva, un nume, acolo. Foarte mișto pensula. Chiar sunteți curioase să o încercați? Am văzut că AliExpress deja a făcut copie după ea, după Kiko, adică că chiar sunteți curioase de forma pe care o are și o găsiți atât de folositoare cum o găsesc eu, pentru că efectiv încarci pensula de produs, ai aplicat-o și o singură dată este nevoie să tragi, pentru că ea deja aplică unde trebuie blush-ul. Asta îmi place cel mai mult. E foarte greu să greșești cu ea. Se pare o pensulă super, 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 mai ales pentru începătoare. Super tare. Iar cea de-a doua este o pensulă clasică de față. Cei de la Zoeva o numesc Face Definer pentru a defini fața. O folosesc la blush. S-a luat lumina, m-a anunțat că era memoria plină. Cum spuneam, eu o folosesc pentru blush. Cred că ultima oară am folosit-o pentru pudră. Spun că da. Sau pentru pudră, cum spuneam, pentru a fixa machiajul este foarte... Are forma un pic ascuțită, nu e nici foarte ascuțită, dar nici rotundă nu e. E multifuncțională. Încă încerc să-mi dau seama de ce fuge imaginea. Ok. Am terminat toate nebuniile pentru a lua acel aspect pudrat al tenului. Acum reveniți din nou cu acel spray, că este Fix Plus, care este hidratant, nu este de fixare. Sau că este un spray matifiant sau orice, sau că este apă termală, orice ați vrea să folosiți, o să ia acel efect pudrat de pe față. Important este să-l pulverizați de la distanță în cantitate mică și să lăsați să se usuce natural, să nu puneți mâna să se usuce. Nu, o să faceți pete multe pe față. Nu știu, sper că măcar câteva chestii din tot ce v-am zis o să găsiți interesant, o să meargă și pentru voi. Nu știu, a avut vreo logică? Sper că da. Pentru mine are foarte multă logică. Pentru mine tot acest proces pe care eu vi l-am spus acum o să aibă 20 de minute, un pic mai mult, cât mi-a luat să-l povestesc așa, atât mi-a să-l și fac. Deci o bază completă, mai mult de 20 de minute nu mi-a să realizez.
Da, cam atât. Vreți să mai știți ceva în mod special? Vreți să aveți vreo idee pentru următorul video? Noi suntem deschise la orice propunere. Să mai zic. Până tura viitoare, cum știți, eu vă urez să fiți sănătoși, să aveți zâmbetul pe buze și să ne vedem cu bine. Vă pup și nu uitați să treceți și pe la Denisa. Pa!